Cristoiu, maestru Ion Cristoiu, în legătură telefonică directă cu noi. Maestre, mulțumesc! Sunt foarte multe necunoscute, maestre, în această poveste. Sunt foarte multe reacții din partea oamenilor politici, dar în continuare, repet, sunt foarte multe necunoscute, foarte multe piste false. Iată, dăm și noi imagini, nu știm dacă procurorii le au și așa mai departe. Ce credeți că este neclar? Ce este cusut cu ața albă, ca să spun așa, în această anchetă? Deci vreau să remar faptul că să salut trezirea la realitatea domnului Klaus Iohannis, care până mai ieri era complice al STS, cu sunt foarte mulți complici în rândul nostru în presă, că știu, pentru că dânsul se referă la relația dintre operator și apelant. În transcriptul de la domnul Cumpănașu se vede încă o dată aberațiile operatorilor. Nu spun că nu sunt și ale politiștilor, dar până acum această instituție misterioasă, militarizată a României a fost protejată. În sfârșit, Klaus Iohannis a atras atenția și aceste transcrii arată că avem o problemă și cu STS-ul, nu numai de localizare. Uitați-vă cum vorbește ea cu fata aia. Deci, din punctul acesta de vedere, aici este, cred că, marea victorie a zilei de azi, că domnul Klaus Iohannis în sfârșit a recunoscut că sunt probleme și la STS, că în rest toată lumea a recunoscut că sunt probleme în curtea lor. Dincolo de toată povestea asta, noi avem un lucru, noi nu știm, noi avem o singură declarație, avem o mare problemă cu Dicotul. Avem o declarație duminică la prânz că criminalul, suspectul a recunoscut, punct. Păi a recunoscut ce? Că după ce spui am recunoscut că am ucis sau le-am ucis, te duci la cadavru sau la locul respectiv și descrii. După ce anchetatorul normal și care a trecut pe lângă facultatea de drept, pe lângă clădire, anchetatorul nu crede ce spune ăla. Până când nu vede locul, cadavru, cenușa, ce vreți dumneavoastră și nu vede dacă se confirmă ce spune el. Noi de două zile avem o propoziție. Ăla a recunoscut. După părerea mea, Dicotul are o problemă. El vrea să mușamalizeze instituția această anchetă, să o oprească undeva. Pentru că eu cred că domnul respectiv era într-o rețea de proxeneți, de prostituție internațional. Și atunci s-a dus la el, duminică după amiază, i-a zis, matale, recunoște, facem nebun, că deja se și proiectează ăsta, și ei asupra matale totul, pentru că dacă vom spune că ai fost parte dintr-o rețea, sigur că trebuie să-mi facem cercetări. Și atunci s-ar putea ca din rețeaua aia să facă parte și oameni din zonă. Mie încă o dată, de două zile, noi nu, că omul ăla zice atât, am ucis-o. Bun, ai ucis-o. Și următoarele propoziții sunt, am ucis-o în fel următor și cadavrul, cenușa, bucățele sunt. Și le găsesc în 10 minute. Nu înțeleg de ce, după două zile, noi știm doar atât, ci că el îi plimbă pe malul apei. Da. Păi, foarte interesantă această ipoteză. Spuneți că Dicotul încearcă să facă ceva neregulă cu această anchetă, maestre. Doar deosebit de prost pregătit. Bun. Luăm publicitate. Mulțumesc, maestre. Foarte interesante aceste indicii pe care ni le-ați furnizat. Rămâneți cu